lipsit de organizații și de... Un singur natural. Liviu, cum e pe formă, pe regulă. Am văzut. Organizații județene cântăriți că Partidul Național Liberal este un partid care a fost un partea un lic de lide. Vreau să vă spun că până la urmă în acest... 14% am mai avut o cădere de circa 3-4%. Acest sistem la un moment dat s-a trezit în această situație. Vedeți că m-am obișnuit să spun sursa de lideri. E important acest lucru. Spunea un lucru foarte bine, de a ne ridica la înălțimea și de modificarea Constituției, proiect care este interesul național. Domnule președinte, cu onorat prezidiu, distins congres, domnule prim-ministru, domnilor miniștri. Mulțumesc! Împotriva pe trei voturi împotriva. Este o discuție de formă, de regulă. Corazionele este pe motorul mare. Într-un moment în care e nevoie... ...perfect constituțională. Am văzut în ultimul timp tendința doriei ei cu copiile din vagoane și le s-a făcut mai apătate ei din urmă. Cu multă bucurie a domnului Chintu și a domnului Chintian. Opiniile sale cel mai mari înalt și larg domnul la Partidul Național Liberal. Se propune de tentații electoraliste și populiste. Nu este propunerea continuării. Priviți-ne, priviți și dați verdict. Verdictul este mereu la dumneavoastră. Vizitându-vă în județul Vaslui, unde în urmă cu 30 de ani ați avut norocul să fiți profesor într-un sătuc care își amintește de dumneavoastră, și eu atunci o să scot și o să cinstesc tot poporul cu vinul nou pe care l-am produs, Crin Antonescu. Succes! Culori minunate, galben și albastru. O clipă am crezut că vreți să mă feriți în seară să sesc. Dar este binevenit și acesta atâta vreme cât stă în brațele dumneavoastră sau în brațele mele și nu pe instituțiile oficiale din statul român. Mă vreau să salut și alți colegi de partide. Mă urmăresc umbrele trecutului și sfaturile tatălui meu, care mi-a spus când am plecat aici, băi, ai gândit ce faci la Congresul Liberalilor, că ei nu sunt ca la SRM. Și dacă taci, o să creadă, fie că ești surd, nu fie că ești prost. Dacă ai să vorbești, să nu vorbești mult, că o să-și imaginezi chiar așa.